cei 15 consilieri locali sunt PSS 14, aș putea să ne motiva domnul Manea Victor. Fiind prezent în majoritatea dintre dumneavoastră, ședința este legal constituită și putem începe. Poate să înceapă cu tine. Domnul primar, vă rog să prezentați ordinea. După cum ați fost informați, pe ordinea de zi avem 6 proiecte de hotărâre, puncte diverse și 2 documente. Cine este pentru ordinea de zi? Domnul invitate. Domnul președinte de ședință, Gabă. Poți să înceapă? Da. Proiectul de hotărâre numărul 10 din 2023 privind însușirea raportului numărul 99-752 din 15-12-2022 privind modul de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia numărul 38 din 4-11-2021 împreună cu decizia numărul 38-1 din 9-1-2023 de prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin decizia numărul 38 din 4-11-2021 emisie de Camera de Conturi Bacău. Domnule primar, vreau să spuneți ceva? Am avut termenul de verificare, am pus câteva măsuri la îndeplinire, ne-am mai prelungit câteva. Cum se întâmplă de obicei și la orice primărie. Nu-i nimic deosebit, nimic. Am mai beneficiat în timp de grație. În legătură cu acest serviciu, cu serviciul de apă, problema se pune într-un următor. În ședințele precedente s-a vorbit de mai mulți dintre noi următorul lucru, că atâta timp cât acest serviciu de apă nu va avea un responsabil, un șef al serviciului, cu responsabilitate clară, cu ședințele, bineînțeles, pentru că eu îmi pun acum o întrebare, adresez întrebarea respectiv domnului Danilă, care este prezent între noi, cât timp va avea disponibilitate să arunce către noi ajutorul respectiv, să dea ajutorul respectiv cu îndrumări, cu analize și așa mai departe. Deci, până nu vom stabili de comun acord dumneavoastră și noi Consiliul, un responsabil acestui serviciu, cred că lucrurile așa. Pentru că eu mă tem de un lucru. Odată și odată dacă se supără. Sau nu mai poate domnul Venire să ne facă serviciile respective. Pentru că acum, pe ultimul moment a venit această situație cu procentul pierderilor de apă. Văd în primă parte procentul măsurat dat de măsurători, iar în capătul acestui centralizator văd procentul real. Deci ne apropiem de 40, respectiv 38,35% pierdere. Măsurile care le propune, bineînțeles, un specialist, ele ar trebui cu termene de finalizare, cu responsabilități, cu oameni, cu asta. Și cred că serviciul ar putea să ajungă nu profitabil, dar să nu intre în impas, cum am mai intrat. Dar despre ce proiect discutăm? Păi nu el. Bun, de ce? Cu curtea de comun. N-am intervenit. Eu tot am zis. Deci nu mai discutăm cealaltă, nu? Referitorul ăsta cu curtea de comun la același lucru. Eu am discutat cu doamna secretar general. Problema se pune pe următor. Noi ne însușim. Măsurile, ne amintim de o gradă de curtea de conturi, acum o daie de conturi, adică camera de conturi, mai nou. Au mai fost date rapoarte din astea, au mai fost făcute măsuri stabilite și ceream eu, în anul ăia atunci, ceream, domnule, modul de ducere la îndeplinirea măsurilor stabilite. Dacă vă amintiți, erau acele kilometrice situații, facturi la telefoane, cu telefoane achiziționate și nu se mai știa de numărul lor și de câte și mai câte, cum s-a rezolvat, a rămas în coadă de pește. Adică, și tare mă tem că și aceste măsuri, că la unele din ele, eu am făcut și o descriere la lor, la unele din ele spunea implementat, parțial implementat, implementarea nu e importantă.
modul de îndeplinire a măsurii și ducerea la capăt a măsurii stabilite de votarea de fonduri. Că de implementat, implementăm programe, măsuri și așa mai departe, da? Eu sunt curios și mă întreb acum, peste cât timp va veni executivul cu o situație a stadiului de rezolvare a măsurilor propuse de Camera de Conturi Bacău. Vă mulțumesc. Să mai scrie cineva la cuvânt? Da. Domnul Matei. Aici văd că am prelungit termenul de îndeplinire a măsurilor până la 10 aprilie. Au trecut deja două luni, mai sunt câte două luni de zile. Sper că poate să, mai sunt două luni, poate să, că era implementat parțial, să le rezolvați. Spune că în situația în care se depășește acest termen, există riscul ca debiturile să nu fie, să prescrie. Nu vreau să zic da. Așa spune, riscul de a nu se repara debitele sau creditele din cauza prescrierii dreptului de acțiune. Adică, văd, mai ales cu sume mari, ar trebui văzut alea că se poate să nu reușesc să încadre în termen așa de... să fim în termen, să repara pe deci. Până la urmă asta e important, ca primăria să facă case de bani, da? Bine, mulțumesc frumos. Să mai scrieți cineva la vot? Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotriva? Se abține cineva? Proiect de hotărâre numărul 11 din 2023 privind acordarea unui ajutor de urgență. Se scrie cineva la cuvânt? Să punem la vot. Cine este pentru? Este împotrivă? Se abține cineva? 14. Proiect de hotărâre numărul 12 din 2023 privind acordarea unui ajutor de urgență. Tot din 2023, nu? De acolo e 2022. Înțeleg. Se înscrie cineva la cuvânt? Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Proiect de hotărâre numărul 13 din 2023, privind însușirea și aprobarea documentației de desfrânare în două locuri a imobilului aparținând domeniului public al Comunei Căiuți, înscris în cartea funciară numărul 61579, Comuna Căiuți. Care este? Domnule primar, ne puteți spune ceva? La Căiuți, am înțeles. La Balcan, la Balcan, la Balcan, la Țâmpul. La pod acolo? Da. Scapele de pod. Aveam carte funciară cu segmente de drum. S-au dat drumul la asta și la asta. Toamne și Vâlcene sau Toamne. Toamne și Vâlcene. Ca să putem trimite la Ministerul Avem Proiectul 3, trebuie desfă fiecare stradă cu cartea e funciară. Nu poți să ai două strâns pe aceeași carte. Asta și trebuie desfântat. E trimis proiectul numărul 3 la Minister. Este cineva la cuvânt? Se pune la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Proiect de hotărâre numărul 14. Privind aprobarea solicitării de scrisoare de garanție numărul IG1733-01088 din partea Fondului de Garantare pentru proiectul modernizare a drumului de interes local în Comuna Căiuți, județul Bacău. Românile care le avem în lucru, să răspundem contractul pe penultim termen, neapărat mod scurt, trebuie să lucrăm în așa. E vorba de alunecarea teren și intersecții, care le-am prins în buget. Dar trebuie făcut sub autorizații, sub garanții, sub tot comunții. Intersecția și cu alunecarea teren. Care fac parte din proiectul modernizare de drumul din rezultat. Să-mi scrie cineva la cuvânt? Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotriva? Se abține cineva? Păi de hotărâre numărul 15. Ai votat cineva? Am votat. Proiect de hotărâre numărul 15 din 2023 privind aprobarea comandării unui raport de
evaluare, cred că eu privind determinarea valorii de piață a imobilului înscris în CF 62754 în vederea cumpărării de către Comuna Căiescu pentru realizarea unei investiții publice. E vorba de terenul care ne trebuie pentru ființarea alimentării cu apă, care l-am identificat și să cumpărăm de la Ionul de la Pralea, alegând cel mai înalt, cea mai înaltă posibilitate de a putea... La proiect pe Angel Salini, nu? Da, da. De a putea pune în bază. Da, da, și scrie cineva la fără. Deci acolo urmează să facă rezervare. Un rezervă. Un. De captare. De depozitare. Păi ăla e mai sus decât ăla la Secu. Și atunci, dacă aveți în vedere să-l captăm izvorul de la cabană, atunci da, permite. Dacă s-a adus de la Secu tot în rezervorul ăsta, e mai sus și... La momentul ăsta... Adică trebuie gândit un rezervor plus pentru cel mai jos undeva, nu? La momentul ăsta încercăm toate variantele, inclusiv varianta asta. Suntem totuși la faza de SF, până o clarificăm... Total. Adică, așa, noi am găsit, am identificat un izvor și pe rotundul, în spatele lui Praja, dacă știți, unde avea el grajduri, porcării, porcii un pic mai jos. E un platou acolo, e terenul nostru, terenul primării. Încercăm și acolo să facem o captare. Și acolo e destul de sus față ca de... Adică ca să... să fie adică nivelul. Adică, după făcut lucrarea cu cadrul la început, să aibă debit, că după aia o faci... Exact. Exact. Eu zic eu că izvorul ăla, totuși, după secul de acolo, e mai jos, e mai jos, dar trebuie captat care e mare. Trebuie găsit, eventual, făcut un alt rezervor mai jos, din care să alimenteze din dare și ăsta, el mai de sus, să alimenteze prale. Exact, asta este gândirea. Că trage trebuie... vasul ca la butoi, îl trage în jos și atunci în sala apăsează și vine. Da. Și mai avem prevăzut un bazin și sub Costelofle, pe lungă. A, pe lungă. Care e mult mai jos. Deci, pe atâtea nără, nu l-a dat, merge. Deci, e în variantă. Gândiți variante că să cateze mai multe izvoare, să fie debitul mai mare, ca să satisfacă toate satele care sunt făcuse. La momentul ăsta suntem în faza de întabulare a traseului, liniuța, să o reconfigurăm și toate alea cu cadastriști. Am fost, am stabilit într-un fel, plus drumurile pe dealul Popenului aici, pe Chetros, cum îi spunea, plus bazinul, plus toate trebuie să fie întabulate. Drumurile de exploatare care sunt pe deal, pe acolo și alea. Asta e drumul, nu? Da, dar e toată regla. În faza asta. Dar e aprobat, el e aprobat, m-a trebuit de acum la diverse pas cu pas. Da. Să mai înscriem undeva la cuvânt. Să punem la cuvânt. Cine este pentru? Cine este împotriva? Se abține cineva? Da, 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 da. Da, Proiect de hotărâre numărul 16 privind aprobarea plății consumului de energie electrică pentru iluminatul public din satul Popen, zona Drum Rateș, Comuna Căiuț, din bugetul local al Comunei Căiuț, în bugetul serviciului public de apă, de alimentare cu apă și canalizare Căiuț. Puteți să spuneți de ce este de, de ce să-l transferă la... Nu era... Ea l-a vorbit în curva acolo, nu era cu stil de medalie. Îi spunea la Europa? Nu. Am nu era ce. Nu. Pe rețeaua de canalizare, pe rețeaua electrică de la canalizare, noi, primăria, ne-am legat cu 16-17 becuri de iluminat public. Pentru niște gospodării care plătesc iluminat public. La momentul ăsta am pus un contoar pasant. Dar până la momentul ăsta trebuie să reîntregim bugetul la apă canal, de la canalizare, de fapt, cu consumul de energie care a fost afectat. Am întrebat și pe cei de la audit, e ok, nu e nicio... Deci, s-au consumat energie de la... Se știe cât. Da, 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 e făcut calcul, e un calcul, tabelul, da? Pe fiecare bec, pe fiecare oră, e făcut de firma autorizată. Și în consum, acum, iar acum s-a pus contor, am pus un contor pasant, la momentul ăsta, care se citește la fiecare lucru și o să se registreze evidenția. Da, și se poate tot separat. De ce am ajuns în situația asta?
Și așa serviciul ăsta de apă e abia hârii, mai și în câmpul povăresc cu energie consumată pentru un apucă. N-are lor. Asta este. Se mai înscrie cineva la cuvânt? Să punem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? 13 pentru. Proiect de hotărâre numărul 17, privind aprobarea lucrările de devenție datorate de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare Căiuți, Comune Căiuți, precum și aprobarea cotei de pierdere cu care poate opera serviciul. Am reușit împreună cu domnul Danilă, m-a stat și el și ce-am făcut de la primărie, am trimis o formulă de preț la o nouă formulă de preț la NRSC, pe care a fost la aprobare la dumneavoastră și în viața anterior. Ne-a refuzat exact pentru acest motiv. Acum am venit în motivul redevenit. Am venit în fața noastră, să o rezolvăm și pe asta și urmează să trimitem din nou. Se înscrie cineva la cuvânt? Eu nu mă prea ce vin, dacă domnul inginer, putea să-mi spune ceva, dacă tot a lucrat sau ceva, ținem la prea să vin. Practic, ce se întâmplă primăria a cedat serviciului aceste rețele cu captare, cu admisie, cu tot ce am avut. Astea sunt niște mijloace fixe. Mijloacele astea fixe, dacă erau date unei societăți care nu aparținea de către domeniul public, să spunem o societate separată, el trebuia să-i calculeze în fiecare lună cu redevență. Adică, practic, toate aceste bunuri ale primăriei trebuia să primească niște bani înapoi primăria pentru ele până când se ajungea la suma totală a bunului. Amortizare. Exact, dar oricum era înainte amortizarea la mijloacele fixe. Acum e și redevență. Bun. E aceeași lucru. Având în vedere faptul că primăria, am discutat și la contabilitate și la doamna secretar general, primăria nu calculează această amortizare prin lege. Prin lege spune că nu face această amortizare. Noi, practic, nu primim nimic primăria înapoi de la serviciu, pentru că nu se amortizează. Îi rămâne a primăriei și nu avem treabă cu ea. Dar neavând această hotărâre, anele zice, eu zic, doamne, nu, până nu aveți o hotărâre, nu putem da drumul la fișa de fundamentare. De asta era necesar. Exact. Doamne, că e zero redevența, că e un leu, că e 10.000 de lei, trebuie să fie într-o hotărâre a Consiliului Local. Am înțeles. Același lucru este, dacă tot am început să discutăm, să discutăm și despre pierdere. Și la pierdere. Noi am dat la fișa de fundamentare, am spus că ne încadrăm până la 5%, pe total pierdere în sistem. 5% înseamnă atât pe adopțiune, cât și pe distribuție. E pe total. Dar, în realitate, așa cum v-am pus astăzi la dispoziție, cam târziu, dar niciodată nu-i prea târziu, cum se spune, noi avem aproape de 40%. Prin aparatele de măsură care le avem noi, în momentul respectiv, am ajuns la 18,44%. Dar nu sunt aparate montate peste tot. Adică ne-ar fi trebuit un apometru jos la Cheson și unul la puțul de curare. Avem mai la Cheson. La fiecare din cele două rezervoare trebuia să avem încă două apometri. Unul la intrare în rezervor, unul la ieșire din rezervor. Și atunci puteam să facem pierderea de la captare până la rezervor, pe aducțiune, care e maxim 5%, și după aia de la ieșire din rezervor și până la ultimul consumator, care putea să fie până la 15%. Deci, în total, să fie 20%. În prima fază, noi am calculat exact ce avem măsurat, pentru că atât la apele române, cât și peste toți la cei care noi ne-am dus și am obținut avize și acorduri, am spus că noi nu avem decât un singur cheson, un singur puț de captare. Cel de la stadion. Cel de aici, de la Flor, puțul forat, nu avem apometru, nu avem autorizații pentru el, că nu s-a făcut atunci repede, nu s-au luat toate măsurile și atunci noi nu putem să luăm în calcul. Dar noi îl folosim. Căiuțul folosește apă numai de acolo. Se spune că doar două săptămâni am luat de la Popeni, din rezervorul de la Popeni. În restul, tot anul trecut, noi am luat din acest puț forat. Dacă facem un calcul,
Deci avem calcul, v-am făcut și dumneavoastră acolo la majoritate, avem pe fiecare, deci februarie 2022 până în ianuarie 2023, și avem pe sate, consumul. Consumul pe popin, consumul pe blindaj, consumul pe căiuț. Practic, consumul de la căiuț nu este, să-i zic așa, nu este măsurat. Noi nu știm. Dar nu, acum a zis că am zis, că eu n-am știut ce capul a spus, dar nu e reală. De ce? Cred că mai bine de jumătate de an am mers de la popin. Eu am întrebat pe Dorinel și pe doamna, dar abii, eu n-aveam unde să știu. Deci... Da, nu fie. Poate să-mi iau numai de acolo, toată comuna, niciun problem. Dar nu-i povestea, e povestea că... Nu-i realitatea. Dar cine știe mai bine, dumneavoastră sau cel de la? Dar eu de atâtea ori, dar când au fost problemele, mereu s-au dat drumul la apă, de la Pupeni, la... Spune că o două săptămâni, atât dacă n-ați avut motor la pom. Bun, dar în final ce contar are fi din colo sau de colo ăsta? Apotează. Apotează pentru că... Păi duce la fiecare la 100%. Păi că Iuțu, dacă nu are apometru, deci duce la fiecare până la 100%. Responsabil, responsabil nu este primar. Responsabil este serviciul. Domnul primar este legătura între serviciul și dumneavoastră. Dar este pleacă. Întrând în căiuri. Deci, vedeți, vedeți, ajungem exact... Ajungem exact unde ne-am pornit. Deci, având în vedere că acest serviciu nu are un șef, serviciul acționează așa, aleatoriu, fiecare e cum. Dacă întreb contabil la ceva, spune că nu-i treaba ei, treaba lui Dorinel, dacă întreb pe Dorinel, spune că nu-i treaba lui contabile. Și atunci, unde ajunge? Dar mai mult, acum spune că domnul vice răspunde. Sau dacă mai întreb ceva, domnul, da, domnul vice. Dar când întreb unii Dorinel și întrebați pe domnul vice, bă, dar stai băi, domnul vice are alte probleme. De-aia trebuie neapărat deși de pornit. Un șef de serviciu, un șef de serviciu care se urmărească. Sunt foarte multe probleme care au apărut din cauza asta, că nu au fost, n-a avut un șef care să coordoneze activitatea. Luat așa cum, deci ei așa au spus că doar două săptămâni, eu am făcut și pentru cei două săptămâni și pierderile deci. E practic, ceea ce este clar, cei 24.200 de metri cubi de pe căiuți nu sunt contabilizate. Păi, dar nu sunt contabilizați, nu știm că sunt 24.000 de metri. Pentru că s-au făcut citiri la consumatori. Ăstea sunt consumatori, deci atât au consumat oameni de pe căriți. Tocmai, că atât se poate ști păi ce s-a consumat. Păi și dacă a fost dat drumul din Avana de la Popin, de unde știți că sunt pe căriți? Păi nu, pe atât. Deci dacă el a zis așa, că doar o singură, două săptămâni, am luat o lună de zile și am împărțit, am făcut o medie. Media pe căriți e de 2013 metri cu pe lună. Haideți să vă... Acum vorbim deschis, chiar nu am... Da, 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 trebuie să rezolvăm o dată. Din ce știu eu, numai astă vară, când scădea presiunea pe căiuți, eu le spuneam, băi, duceți-vă și dați drumul după Popin. Că pe căiuți la Doru, fostul polițist local, e cel mai înalt nivel. Și când mă suna Doru, băi, primar, nu mai am apă, a scăzut presiunea. Du-te și dă drumul după Popin. Avea el după aia de greu și n-aveam și n-aveam mai Popin. Și când dădea drumul, nu! Ideea este să zice, nu încercați reactivați la prima. Îi mărea presiunea și acum trebuie și la căiuți. Eu nu-i pot să știi sigur când m-a două săptămâni. M-a băgat la pelea pe primarul. Domnul primar, de ce nu reactivați al doilea pus din plop de acolo? De la căiuți. Încercăm să vine cu apă la prale, nu mai activăm nimic. Au fost două surse de alimentare, s-a fundat unul care l-a furat la al doilea din nou, sunt două puțe. Deci, practic, nu, sunt trei puțuri, trei două, sunt, dar două formatate și care e funcțional. Da. Iar la funcționare, două formatate, am două litri pe secundă. Am două sunt formatate primele. Da, da. Eu ce îmi spun oameni, eu vă dați seama, eu sunt în afara sistemului, eu nu știu. Din primele două, unul mergea perfect și al doilea a forat, al treilea cum ar veni. Trebuie să meargă. Unul este colmatat. Domnule, până la urmă. S-o colmatat celălalt? Alea vechi sunt colmatat. Dar de mult, de când era primul. Dar nu am avut asta. Nu, apă este, avem acolo, chiar să nu cât nu încap de conduct, dar se consumau mai mult decât încap de conduct. Și dădeam drumul, făceam presiunii de la Popeni. Și apa aia era de la Popeni, dar nu era de la Popeni. Da, corect. Păi de-aia era corect, dar dacă aveți apometru și luați la verificat că nu funcționează, că doar de 2000 pus apometru acolo. Dacă apometrul ăla era pus în funcție, avea să știe. Apometru de la Milucă. Da, numai de pe bypass, de pe bypass. Deci până acum un an nici nu știam unde ia problemele. Dar eu le-am zis la băieți. Da. Dar important e că, deci noi trebuie să hotărâm astăzi pierderea,
de 5% ca să putem da drumul la fișa de fundamentare și redevență. Vor reveni după aia, iară, cu o solicitare pentru formarea unei comisii mixte, conform codului administrativ, aveți voi, dumneavoastră, văd că aveți și obligația și dreptul să formați comisie mixtă. De la serviciu, de dumneavoastră, dintre dumneavoastră consilieri și unul, doi din populație, pentru verificări la consumatori acasă, la utilizatori. Pentru că sunt foarte multe probleme. Sunt oameni care nu au apometre, care întorc pe apometrele, care nu au sigilii pe apometre. Sunt foarte multe, sunt unii care au prin beciuri puse apometrele. Nici nu mai știu unde se le găsește, nu știu cum. Mă rog, așa a fost, așa s-a întâmplat. Și atunci ar crește și responsabilitatea lor. Nu s-ar mai vrea. Vă spun eu că dacă omul vede că e verificat, mai lasă. După aia, trebuie făcut niște investiții. Aici vreau să zic că o să venim cu un proiect hotărât de o revizie, cât de cât. Eu dacă, din ce știu, avem peste cel puțin 80 ventilii, dar nu ventilii de apometri de astea, de populație, de astea mari. De ventilii de cărnii care... Pe distribuție, de 90. Pierderea, știți cum este pierderea? Adică acum pierderea întotdeauna. Este ca în fiecare, este în fiecare. Adică trebuie o investiție ca să eliminăm pierderile, să înlocuim masele toate. Ce vreau să vă spun, că vreau să spun la diverse, la tot vine. Neapărat trebuie să vă băgați niște bani alimentare cu apă, pentru că pe media, pe diferite surse, cei mai deștepți, în ghilimele așa de prin comună, tot dau în treaba asta cu serviciu de apă. Începând de la toți primarii care am fost și l-am făcut toți, că-i prostul, nu-i bine, nu s-a făcut, mă rog, multe lucruri. Dar nimeni nu ține cont că acest serviciu, acest alimentare cu apă, bunii rele cum s-au făcut la momentul respectiv, poate cu tehnica e alta, au dus și au alimentat cu apă atâtea sute de locuințe. În afară de asta, are vechimi, are 20, 21, 20, nimeni nu gândește asta. Făceau. Vină domnule să spunem cum pot să fac și ce să fac. Că toți în asta dă. E acordeonul sau tambarul care bate în apă, nu a făcut dănină, nu a făcut durlan, mie nu mi-e rușine de nimeni. Și o spun preș. Dar nu lua chiar ce s-a făcut. Bun, rău. Cum să spune, s-a făcut. Dar depinde de rău, vine apă. În casă la mii de oameni. Din comuna Căiuț. Cum nu s-a putut peste tot, asta e cu totul altceva. Dar nimeni nu înțelege că într-o comunitate investițiile pleacă din centru și se extind. Am spus la toată lumea, cel care stă într-un vârf din deal, s-a avut ultimul. Și asfalt, și canalizare, și apă. Asta trebuie să înțeleagă lumea. Deci, cu altă cuvinte, trebuie făcut o investiție. Ca să investiții, da. Deci, băgați niște bani reparate și ați făcut la... Ca să poți să elimini pierderile principale, la acolo, pierderile mari. Tot timpul. Ne lovim, da. Toată lumea, ziceți-vă aminte, că n-a cipat, a rămas fără apă, s-a stăcat, dar îi convine că-i 2 lei metru cub, îi dau eu 2 lei să-mi aduc două gălese acum, nu atât. Hai să gândim, punem prețul real la telefonie, dacă are cartelul să se termine de 50 lei, duce și-o în carte, nu poate să afla, dar fără apă, poți să stai. Ce mai scrie cineva la vot? Președinte, nu, totuși. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? 13 pentru și se abține. Trecem la punctul divers. Se înscrie cineva la cuvânt? Domnul Lăbuț. Acum că ați adus la cunoștințe mei obișnuite, în începerea ședinței, aveam aici anotat pentru curățarea de balanță, de Arafat și tot unii strada. Că eu îți potem deja 3.000 cheltuiți, știți? Cercuri nu trebuie cu omul. Normal. Să luați în cap, o să curățăm. Iar o să ziceți că am geama cu dumneavoastră. N-am nimic. V-am rugat să punem sticla aia la o stație de autobuz. Are un an de zile de când s-a pus stația. La fiecare lună v-am spus, dar ne urez. Dar nu trebuie să o cara dumneavoastră pe spate. Firma care a
s-a ocupat și facă treaba ce mama a zis, așa de... Ai stat acolo și-a tras cu el? Da. La bariera aici, unde am dărâmat cazemată, v-am rugat să puneți o mașină din piatră acolo. Nu vreți să puneți nicio. Și și noroi acolo, râdeți. Ce vă pasă? Râdeți din fraie. Noi de râd. La bariera, e din plâns. Acum cu cazemata, știți ce mai așteptam în astăzi? Peste drum, de drum în spate, la porcare, mai e o cazemată, că nu o spate domnul. Acolo o rezolvă. Aici, pe asta e rezolvă, când plouă, e un noroi acolo, e și pământ de la toți. E zona lui domnul Gigel de Cetică. El trece. De partea mea poate să luați în redere de ricădurile, nu e o problemă. Dar nu, domnul Ioan, face nu știu, da greu, urmă de rând. De ce nu vrea să băgați nouă copii de peste apă? V-am făcut și pe Facebook, de râs, v-am mai fac. De ce nu faceți un tur de... Da. ...discrutin până acolo? Am mai scris ceva cetățenii, că nu pe Facebook să rezolvă problemele. Păi așa, nu, așa, nu, care așa... care să rezolvi, vin la primărie. Și ce să fac? Mătări? Ce faci ce vrei? Da, iar e problemă. Ai venit, dar am avut probleme personale. Nu e problemă. Ce să vă fac dacă nu ați scos funcția de consilier? Pe pralea, tot așa, de la bidar încolo, sunt scârpeșele, căzuri din lemn. Domnul Vici, nu-i bine? Când mergem la dealul ăla? Acolo e sectorul domnul secretar, fie mai să vedem pe care zi. Deci am împărțit probleme, nu aveți eu. Nu aveți probleme cu probleme. De-aia din mine schimba. Când? Nu mai ies niciun lucru. Când? O să schimba. Mai sunt căzuri. Nu mai e. Da. La telefon. Și la ședința, la ședința din anterioară ordinară, dumneavoastră l-ați plecat. Drumul de acces la Biserica Ortodoxă, la Praga, este al nostru sau este al nostru? Spune și lui domnul primar și lui domnul Gavrilă că ei au zis că e al nostru. Ei n-au nicio treabă. Spune realitatea, pentru ei, nu pentru cum. Eu știu. De la Neiu, din capătul grădinii. E de la Chetrea. Da, că am zis în Consiliu, cât o mai fii pe aici, să pun accesul nostru, să nu mai depindem de X și de Y. Și ei o să râd pe mine că nu știi, tu știi noi, că e în regulă. Păi nu, dacă e în regulă, asta e. Da, mulțumesc. Domnul Scrici, domnul Durlan. Cam puțin. Sau nu... Cam așa, o șurie. N-ați parcurs toată. E pe ea microfonul. Mai am. Mai ai? Da. Să vede că munciți azi. Hai nu, dar pentru viitoare pot câte un pic, nu știu eu. Eu vreau să vă spun o problemă. Atenția mea, am vorbit cu trucători. La o cafea, două, trei cadre didactice. Problema transportului la copii. Cred că o știți. Toate microbuzele sunt de mult, sunt la pământ, autobuz am pres. Eu zic că haideți să ne gândim unde găsim o sursă de finanțare, leasing, achiziții, să luăm un autobuz ceva de la 22 de locuri. Dacă îmi dați vreo, 3 martie să deschide o sesiune pentru cu fonduri, numai că dau numai microbuzii electrici, 100%. Încercăm cu microbuzi electrice. Era până acum microbuzi electrice au fost la doar de 8 locuri. O să deschidă sesiunea acum cu microbuzi de 22. În cazul în care nu, cred că putem găsi o soluție să facem, poți să achiziționăm pentru școală un microbuz de transport. O altă problemă, chiar v-am mai spus, o să o prinde și la buget, văd cât se duce și vremea. Încercați să reparați cât de cât drumul de la stradă, măcar până la pod. Acum, dacă o să repare și podul și precușul care o să fie, gruma aia de asfalt care mai e, dacă nu se intervine, deja vor fi gropi. Și păcat, v-am zis, lucrurile făcute, dacă le mai cărpim, mai duc câțiva ani. Atât vreau să mulțumesc. Domnul Matei. Domnul primar, vreau să vă reamintesc, să nu uitați cu darele, atunci trei dare de tip discuți la pod, la studiul acolo, nu? Și una la Cătălin Baur, acolo, am fost, se știu una. Au pus-o cu tocreană în așa. Să nu uitați, la tot. Ia, nu este, dar la casă aveți... Iuri de alea, da? Da, așa, iurile care vin pe șanță. Și a doua problemă, autobuzul de la Autolit parchează acum în prare acolo și chiar în fața porții mele, dacă ies într-o dată cu remorcuța acolo, nu văd. Practic, vor să-l duc în fața la mine, cum era înainte,
Pur la biserică, nu mai parchez ăsta la două ori și nu-l parchez la el în față, parchez la față la altă. Asta cu parcările și la parcă și mari, lung, și vin cu mașini astea cu buștei, până se întâmplă la noi. Adică, dacă e comod să dă ora la să aducă la parcare, nu știu, mai mult la biserică undeva. Ăla a fost luat mașina bușită. Și aici, domnul primar, suntem pe nenorocit. Și zona asta de la bufet, din etaj până la... Poate vorbesc cu poliția locală, să-i pun în vedere. Doamne, nu-i domnul nici altul. Dragul unde am un magazin la Mozart, să nu mai parchezi linii. Și-s multe. Când am coborât acum de la Pralea, într-o sâmbătă la 12, veneam un BMW de la Vale. Dacă nu-l vedeam, că nu ai un să te bagi. Dar aici, la, era să mă facă praf, sunt o sâmbătă seara, de la bufet, la moța. Sunt 5-6, ferească Dumnezeu. Încercăm lucrurile astea. Am încercat lucrurile astea cu cei de la ONU, pe drumul județean. Avem... Domnul Matei, mai aveți ceva? Nu, mulțumesc. Avem o oportunitate, o chestie. Ne bucurăm de băiatul ăsta tânăr care l-a fost acum la Călișan. Să încerc cu el să facă o acțiune și sigur o să aibă mai mult efect decât ce am făcut cu Edu Aurești. Încerc să vorbesc cu el, să duc din poartă în poartă, cu părinții la noi și să ia pe fiecare să, cu un științare frumos. E băiat cât îl mai avem de aici să... Rezolvăm parțial problema asta, adică cât se poate, rezolvăm total, măcar... Da, mulțumesc. Eu zic că, haide să stabilim o dată, domnule primar, pasul. Dacă vă veți aplica asupra serviciului de apă cu încadrarea unui responsabil, unui șef serviciu sau cum vreți dumneavoastră să vă numească. Deci am răspuns acum? Da, nu se poate. Răspund eu. Serviciul de apă a avut un responsabil, a avut un șef, dar la prețul la care este la apă, nu a putut să stea cu salariul ăla. La moment, de ce nu avem responsabil la apă? Că prețul nu acoperă 3 angajați. Trebuie să facem întâi prețul, să facem niște investiții, să luăm pierdere și apoi să avem și responsabil la apă, că o să avem de unde să-l plătim. Dacă vine cineva fără bani, cu brațele deschise, îl așteaptă servicii la apă. Dar și-o funcție de șef servicii, ca să stabiliți fie funcție. Dar m-am văzut Cristian Danilă, n-a stat că nu avem bani. Omul stătea la 3 luni să-și ia bani. Băiți ăștia de la servicii de apă n-au să ducă și de aia stau. Că își ia banii la 2-3 luni în urmă. Când încasează, ce să le fac? Am creat o obișnuință, fiecare dimineață fac 5 personal în care și cei de la apă. Și fiecare luni dimineață. În fiecare săptămână, în fiecare luni dimineață, întreb ce faceți? Cum e cu factura la lumină, cum e cu aia, cum e cu salariul? Nu avem, nu avem. Mergeți la încasat. Nu putem, nu poate, nu aia, nu aia. Pe care zic dumneavoastră, spuneți așa, până când nu va stabili nou preț, un aspect, să acoperi serviciul de apă, cheltuielile. Până când vom stabili pierderile, pentru ca să stabiliți pierderile, vă trebuie să aparatul să măsoare pierderile respective, care costă bani. Nu, iar, nu, nu, trebuie să investim ca să schimbăm. Pe investim ventilele și tot cum îi spier. Știm cum spier. Pe apometru ca să măsoare. În proporții de... Păi voi. Păi da. Dacă demarați odată. Deci sunteți de acord cu angajarea unui om, nu consumă asta. A doua problemă. În majoritatea ședințelor, noi facem fel de fel de propuneri. Mai puțin bine notarea dumneavoastră, poate pentru care rezolvare sau răspunsuri la întrebările puse sau propunerile făcute, nu prea v-ați aplicat asupra lor. Să dau doar două exemple. În ședința precedentă s-a vorbit cu un coleg de-a meu, urmea de situația câinilor fără stăpân. Ați întreprins ceva sau aveți de gând să întreprinde ceva? De comun acord. Noi, Consiliul Local, dumneavoastră executivă. Pentru acest aspect, sigur, concret. Am contactat firmele care se ocupă cu așa ceva. Și încercăm să facem contra cu ei. Altceva ce să... Eu, la momentul ăsta, nu mi-asum să fac un altă post de când la fel. Dar nu am spus treaba asta, pentru că discutăm de comun acord care ar fi căile de rezolvare a acestei situații. Până la Vaslui am ajuns cu
firmele care... Astăzi am fost în Mergeața Corești, că dumneavoastră mă veți înlăprima, fără posoc, cu o veste minunată pentru cei de peste apă. Depinde, primea. Fără posoc. Nu l-aveți. Problema se pune în felul următor. Nu știu care veste. O dați cu pod, o dați cu drumul, că va fi asfaltat. Eu am venit nouă dată cu o propunere la dumneavoastră, în vederea revizuirii proiectului drumului Căiuț-Heltin, dacă va fi asfaltat. Revizuirea trebuia să fie făcută de proiectantă, cu un raport cu dumneavoastră, așa, pentru două aspecte. Unu, înălțimea terasamentului. Porțiunea asfaltată care este solicitată să fie acum... Dar nu avem un proiect de unul, chiar. Ce nu avem? Este? Domnul, la drum. Zău că mă v-am întrebat. Dacă mai faceți, mă... Dar printre altele, eu am mai avut discuția asta cu domnul ăsta. A venit în birou, am dat proiectul, păi te-a dat, dar să mă duc eu la Iași sau unui proiectantul respectiv să facă lucrurile astea, nu. Dacă mâine, poi mâine vreți, se va demara asfaltarea drumului respectiv, le spune, domnule, nu mai e timp pentru. Eu am venit cu propunerile respective, ați fost de acord, le-ați îmbrățișat și dumneavoastră și cel de-al doilea aspect, deci unul e înălțimea terasamentului, și al doilea e curba de la intrare în satul Heltin. O soluție tehnică de modificare a proiectului în vederea rezolvării celor două aspecte. Nu am solicitat acolo. S-a promis-o, sunt vreo 2 ani. Oricum, asta discutam cu domnul Pici, dar o lumpi, spuneți de asta, mai cu lacrimi, mai cu lacrimi, mai cu tot. Acel proiect care n-a facultat pe el, trebuie revizuit. Că oricum trebuie, când, în momentul când s-a făcut de oră, trebuie revizuit. E făcut la prețurile din 2018. Da, domnule, domnule, din totale va veni poate peste noi bucuria printr-o realizare. Eu, fiindcă, așa cum spuneți dumneavoastră, părerile toate la un proiect sunt bine, mă scuzați că am intervenit, sunt bine venite. Dar, la urma urmă, să știți că tot proiectantul cu măsurători și tot îi dă soluția finală. Noi venim, spunem, mai acolo, mai bun, mai înalt, acolo, mai jos. Dar cum îi spun măsurătorii și proiectul? Acum, domnul Dulam, să credeți pe domnul Ocheanu. Nu lucra la drum, na, adică ce mai mult ca noi, de ce să nu ne dăm deștepți în toate, că nu suntem adus finitori. Am adus argument logic, cu argument logic, cu intrarea în sat acolo, suntem de acord cu toți că treaba nu-i bună dacă se va realiza asfaltarea și calea de rulare la drum, la intrarea acolo, nu-i ok. Și am mai spus de acord cu înălțarea terasamentului drumului respectiv când se va veni cu asfaltarii peste asfaltare. Și a spus de acord și dumneavoastră, dar vă e greu să consultați proiectantul. Și dacă proiectantul nu va spune, nu va fi de acord cu propunerea mea, nu e nicio problemă, domnule. Realizați-o și o face cum. Dar dacă doriți să fie făcută bine... Am venit la reactualizare. Nu, doamne, nu mai spus asta. Noi aici ne consultăm cu tot ce vorbim și vorbim gratis. Cu banii care îi luăm fiecare de la... Iar proiectantul, dacă îl chem, să zic, nu prea mai vine gratis niciunul. Și ca să-l chem, până nu-i ceva definitiv. Și ce? Și ce? Îl chem de 3-4 ori și de fiecare dată îți mai, te mai mulge de ceva. Nu mă nimeni pe drum de dragul Căiuțului. Că e dragul comuna Căiuțului. Într-un deviz din ala, eu am văzut două dată urmărirea și studierea proiectului pas cu pas. Bine, dar dacă considerați că e timp să se facă schimbarea, atunci nu am nimic în văzut. Așa se spune. Numai că eu v-am reamintit, am zis că... Înțeles, înțeles. De acord cu dumneavoastră, nu am zis nimic. Vă mai spune cineva la cuvânt? Eu mai vreau ceva, uitați, nu am problemă. Domnul, numai. Revin la problema cu amplasamentul și cu situația lui Panaidi. Am mai auzit și pe la băieți de acolo, creează probleme la toată lumea. Și dincolo unde are fraja, are probleme cu el. Nu vă mai spun cu câinii. Și a adus, n-are numai câini care îi distrâng. Nu vreau să mai spun numărul, că el nu stă acolo deloc. Și are câțiva zeci de câini care, v-am zis, mai departe faptul cu mini, dar în locul meu
Mâine este altul și altul și altul. Iar el însă duce, este om care creează probleme. Le-am zis că vin cu o hârtie, dar n-ar trebui să fac ceea ce spun în Consiliu. Dumneavoastră trebuie să vă autosesizați. Iar doamna secretară trebuie să vă spună dacă spusele mele sunt cadrul legal sau nu. Trebuie să luați măsura să le evacuați de acolo. Pentru că deține o construcție pe un teren al primăriei Căiuți. Fără niciun aviz, fără nicio autorizație și fără nimic. Nu este din lemn care îi dă voie că e stână de vară, mă rog, ce are. Știu, dar are, cred că, nici delimitat, nici amplasament, nimic, nimic. Dar omul își bate joc de noi, de toți. Deci vă rog să luați măsuri să fie evacuat de acolo, dus undeva unde să nu mai deranjeze. Pentru că omul nu se liniștește. Și o să iasă o minune, cine nu trebuie, ori atenționa, nu știu, dar atenționa nu puteți atenționa. La Măcești l-am dus că izolat probleme, dus nu știu unde e probleme, aici au venit pirate și probleme. Deci omul e plin de probleme. Deci luați măsuri, măcar. Băi, nu te liniștești, vezi că trebuie să te scoți de acolo. Dărâm mână. Dacă nu, o să vedeți că se adună câțiva cetățeni mai mulți și duc peste el. Stai și ilegal și nu aia, nu-ți mai vezi nici de aia. Atunci. Să mai scrie cineva la cuvânt? Declar și cum să-i. Mulțumim.